Un verset din Biblie și meditația zilei. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, în capitolul 1 cu versetul 23. Și au schimbat slava lui Dumnezeu, celui nestricăcios, cu asemănarea chipului omului, celui stricăcios, și al păsărilor, și al celor cu patru picioare, și al târâtoarelor. Iubiți frați creștini, și în această zi continuăm să răspundem la întrebarea: sunt sfintele icoane idoli? Se încalcă prin cinstirea lor porunca din Exod, capitolul 20? Frații mei, întru Hristos Domnul, noi îl putem vedea pe Dumnezeu și prin urmare îl putem reprezenta în persoana lui Iisus Hristos. Nu le reprezentăm pe Dumnezeu în icoană, în natura sa divină, ci numai în natura sa umană, așa cum ni s-a arătat din moment ce nu am văzut divinitatea Lui. În rândurile ce urmează vom face o analiză a percepției Sfintei Scripturi referitoare la închinarea la idoli, arătând deosebirea dintre idol și icoană. Este adevărat că există numeroase pasaje, în special în Vechiul Testament, dar și în Noul, care condamnă atât închinarea cât și confecționarea idolilor. Diferența esențială între idol și icoană este aceea că idolul este o plăsmuire a minții omenești și este considerat el însuși Dumnezeu, primind închinare ca atare, pe când icoana, care înseamnă imagine, chip, asemănare, figură, nu primește închinare în sine, ci închinarea sau cinstirea se aduce persoanei reprezentate pe ea. Icoana nu identifică planul naturii cu planul divin, ci le deosebește cu desăvârșire, căci închinătorul icoanei se raportează totdeauna la o realitate de dincolo de icoană. Așadar, creștinul nu se închină materialului din care este făcută icoana, așa cum este în cazul idolului, ci doar persoanei reprezentate pe ea. Vechiul Testament interzice idolatria, iar în contextul poruncilor de pe muntele Sinai interzice orice reprezentare a vreunei creaturi, așa cum citim în Ieșirea, capitolul 20. Însă această interdicție, în primul rând, trebuie înțeleasă în contextul în care a fost ea emisă. Fiii lui Israel abia ieșiseră din Egipt, unde trăiseră în mijlocul idolilor, căpătând o afinitate față de aceștia, după cum o demonstrează episoadele cu vițelul de aur și cu șarpele de aram. Având în vedere faptul că închinarea la idol era o obișnuință de care cu greu se puteau debarasa, interdicția de a-și face reprezentări era în totul justificată, deoarece, așa cum o arată faptele lor, evreii pierduseră contactul cu realitățile dumnezeiești pe care le cunoscuseră înaintașii lor și singurile realități pe care erau în stare să le reprezinte erau cele pe care le cunoscuseră în Egipt timp de mai bine de 400 de ani. Dumnezeu nu interzice reprezentarea sa, căci așa cum se spune în Deuteronom 4, Moise nu a văzut nicio imagine a sa, ci doar vocea a auzit-o. Însă, nu numai că permite, dar și poruncește reprezentarea unor ființe cerești. Să faci doi heruvim de aur, să pui un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt al capacului. Acolo, între cei doi heruvim de deasupra chivotului legii, mă voi descoperi ție și îți voi grăi de toate câte am poruncit prin tine fiilor lui Israel. Ieșirea, capitolul 25, versete de la 18 la 22. Iar perdeaua cortului mărturiei avea cu sute chipuri de heruvime alese cu iscusință. Ieșirea 26 cu 31. În ce constă idolatria, iubiți frați creștini? Un pasaj specific care este insistent folosit de iconoclaștii moderni pentru combaterea icoanelor
este Isaia, capitolul 40, versete de la 18 la 20, unde se spun următoarele: cu cine veți asemăna voi pe cel prea puternic și unde veți găsi altul asemenea lui? Chipul cel turnat este turnat de un făurar, argintarul îl îmbracă cu aur și îl înfrumusețează cu lănțișoare. Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care nu putrezește, își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. În acest pasaj observăm următoarele. Cuvântul asemănare este folosit în același sens ca și cuvântul icoană. Cu toate acestea, trebuie să subliniem aici că profetul se opune realizării de asemănări ale lui Dumnezeu, care ajung până la urmă să fie asemănări ale celor create. Fabricarea imaginilor lucrurilor create nu sunt condamnate decât atunci când acele imagini urmăresc să-L descrie pe Dumnezeu, cel necreat și invizibil, și ulterior li se aduce venerație ca și lui Dumnezeu. Numai atunci ele sunt considerate a fi idoli. Să vedem pasajul pe care tocmai l-am citit și versetul zilei de astăzi, care este interpretat pentru a combate icoanele. Prin asemănarea chipului omului celui stricăcios, adversarii icoanelor au văzut reprezentarea sfinților, însă închinarea adusă sfinților nu poate fi aceeași cu închinarea care este adusă zeilor. Sfinții nu sunt venerați precum Dumnezeu, ci sunt cinstiți ca oameni aleși al lui Dumnezeu și numai în relație cu Dumnezeu, cel care i-a ales. În consecință, aceste pasaje se referă numai la cei care produc închipuiri ale lui Dumnezeu și se închină lor ca atare, deoarece idolul este doar o închipuire a lui Dumnezeu. Ideea că biserica s-ar închina idolilor este o minciună și o acuzație nedreaptă făcută de către cei care nu cunosc teologia icoanei, ba mai mult, îndrăznim să spunem, își fac păcate mari, vorbind despre ceea ce nu cunosc și în felul acesta aruncând cu piatra în persoane credincioase, care, prin învățătura bisericii, nu fac decât ascultare de Dumnezeu. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.